dimineața, dragilor. Cred că nu greșesc dacă spun că 2020 a fost despre mâncare. Am mâncat din cauza stresului, am mâncat ca să ne întărim imunitatea, am mâncat ca să mai treacă timpul în izolare. Totuși, în 2021 o să vorbim foarte mult despre mâncare, dar cum vom mânca, aflăm de la Roxana Blenche, care este alături de mine, de la Șef la Cuțite, lângă un platou imens cu preparate ca la bunica acasă, pentru că eu simt că acesta va fi și în 2021 un trend, să mâncăm bucate de la producători autohtoni, care să ne amintească așa de bunici, pentru că oricum nu prea mai putem să-i vizităm. Neața! Neața! Îmi pare bine! Mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Da, așa cum ai spus, trendul pentru anul 2021 a fost stabilit deja din anul 2020. Odată cu venirea pandemiei, automat oamenii au început să mănânce cât mai mult acasă. Atunci când noi mâncăm acasă, ne îndreptăm spre produse locale, de la producători locali, chiar și din supermarketuri, chiar și din magazine, dar nu mai mergem și nu mai consumăm atâta în restaurante. Ceea ce a afectat pandemia, industria Horeca și restaurantele, a crescut în același timp producătorii locali, supermarketurile și magazinele. Consumul din acestea, în primul rând. Iată că un trend nu poate fi doar bun sau rău, ci ne bucurăm și de savoarea preparatelor, cum sunt acestea de sub nasul nostru, foarte delicioase și gustoase, și le-am avut cu siguranță pe masă de sărbători. Și putem să ne bucurăm de asemenea și de produse din supermarketuri, pentru că ele au ajuns și acolo. Nu trebuie să venim neapărat la bucănie, așa este, nu? Așa este. Sunt însă foarte multe produse pe care le putem găsi, care ne amintesc de copilărie, produse pe care chiar le putem face și noi acasă, și cred că deja ne putem îndrepta spre un alt trend. Să-ți faci singur preparatele acasă în 2021? Da, categoric. În 2021 oamenii au început să gătească din ce în ce mai mult acasă, chiar și 2020, pentru că suntem așa unul lângă altul anii aceștia, trecerea anilor. De aceea oamenii au început să gătească, să se informeze, să își dorească să scoată cât mai frumoase preparate și gustoase acasă, și de aceea avem nevoie de produse foarte bune, nu? Uite, aici am să prezint zacuscă de fasole. Adică în sudul țării nu prea este așa de cunoscută, deoarece în Maramureș se consumă mai mult zacuscă de fasole, dar totuși este un produs tradițional care îți aduce aminte de copilărie. Și aș vrea să-ți prezint în același timp și siropul cu muguri de brad. Adică îți aduce aminte când eram mici și veneau bunicile și ziceau: te doare gâtul? Ia o gură de sirop de muguri de brad, cum să-ți treacă. Și mai venim tot cu o rețetă așa cam de pandemie, nu, ceva care este să ne ajute în imunitate. Căpăceală, ce este acest produs? Înțeleg că vine tot din stup. Deci vine tot din stup, bineînțeles. Căpăceala este fagure cu miere împreună și este recomandat dimineața pe stomacul gol să iei o linguriță, să o mesteci cu totul și să o înghiți. Îți ajută dacă ești răcit, te doare gâtul, orice problemă de imunitate avem, și mai ales acum în pandemie chiar avem această problemă, este un remediu natural foarte bun. Am învățat în 2020 să ne preparăm acasă foarte multe produse și mă uit la aceste paste pentru că nu cred că există cineva acasă care se uită la noi care n-a făcut măcar o dată paste. Însă, pentru că s-au rafinat gusturile, le preparăm noi acasă sau ne îndreptăm spre produse artizanale, făcute cu grijă, care conțin ingrediente naturale? Să știi că la ora actuală, în 2021, din punctul meu de vedere, populația este împărțită în două, 50-50%. 50% preferă să-și facă ei acasă pentru că au timpul necesar, dar în același timp sunt alți oameni care își fructifică timpul în alt mod și atunci preferă să cumpere produse de calitate, făcute de cu bun gust și așa mai departe. În același timp aș vrea să-ți arăt, uite, cred că asta este amintirea copilăriei tuturor, nu? Un magiun de prune. Magiunul de prune, toată lumea să știe că tradițional se face la căldare mare, se învârte pe foc lent, oamenii se strângeau pe vremuri în jurul focului și așteptau ca magiunul să se facă. La ora actuală, dacă stăm și în oraș mare, nu avem timp să facem lucrul ăsta și atunci oamenii vin din ce în ce mai mult la băcănii, supermarketuri, magazine, să cumpere aceste produse care ne aduc aminte de copilărie. Așa este, într-adevăr. Tu vii din industria Horeca, ești șef, însă și acolo s-au schimbat lucrurile. Spre exemplu, am trecut de la mesele rafinate din restaurant, vorbeam de un mușchi de vită făcut medium rare, pe care îl puteam servi chiar în restaurant. Însă acum, când comandăm acasă, s-au schimbat cumva și rețetele, meniurile. Mâncăm altceva decât atunci când mergeam la restaurant, nu? Da, să știi, trendul s-a schimbat și în industria Horeca. Cel mai mult ne-a afectat pe noi, pot să spun, pentru că sunt șef și știu cum merg lucrurile. Chiar și cele mai înalte restaurante din România sau din lume, care au dat startul la trenduri, ce mâncăm anul acesta, pe ce ne axăm, ceea ce facem, s-a schimbat total tot, s-au axat pe mâncare mult mai simplă, pentru că a trebuit să adaptăm. Tu nu poți o farfurie de fine dining să o trimiți la pachet acasă, niciodată nu o să ajungă
la gustul care ar trebui, temperatura și așa mai departe. Un exemplu care le-a dat foarte bine este cu mușchiul de vită. Dacă eu îți trimit acasă la pachet un mușchi de vită rare, nu o să-ți ajungă niciodată în gâtul să poți să-l accepti, să zici, mamă ce gust bun are. Nu are cum, temperatura din el nu mai este aceeași. Mulțumim tare mult, Roxana Blenche, de la Chef la Cuțite. Nu vreau să ajung la cuțite cu tine, pentru că știi foarte multe lucruri importante despre modul în care vom mânca în 2021. O să mai revenim cu trendurile anului, dragilor, pentru că sunt foarte multe de spus. Ați auzit, mâncăm sănătos, mâncăm natural, mâncăm preparate care să ne amintească de gusturile din copilărie și mai ales mâncăm preparate făcute chiar de noi. Este moda aceasta a do-it-yourself-ului. Acestea au fost pentru moment informațiile. Mulțumim tare mult, Adina.